Ieșenii pasionați de trecutul urbei au prilejul de a vizita o expoziție ce prezintă orașul Iași prin prisma istoriei sale oglindită prin diferite cărți vechi și fotografii de epocă. La începutul acestei săptămâni, în cadrul zilelor Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași, are loc expoziția intitulată Orașul Iași, istorie și legendă și organizată de Departamentul de Colecții Speciale al Bibliotecii. Am gândit o expoziție pe care să o înscriem în calendarul de manifestări al programului RoCultura, finanțat de Ministerul Culturii, program prin care ne propunem să restaurăm și să revitalizăm clădirea Monument Istoric, astfel încât să devină atractivă pentru vizitatorii care trec prin Iași. De aceea, piesele pe care le vedeți în această expoziție sunt rarități care vorbesc despre valorile pe care orașul Iași le întreține de-a lungul timpului, de la primele cărți tipărite în Moldova până la primele fotografii făcute aici de fotografii regali. Vernisajul organizat în cadrul expoziției a fost desfășurat în cadrul zilelor Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași. Anul acesta am pornit de la ideea că Iașul este o istorie pe viu și am încercat să surprindem și să punctăm în vitrine prin câteva exponate imagini legate de orașul idilic din stampele vechi, imagini cu Iașul surprinse de fotograful Carol Pop de Satmari, prima carte tipărită în Moldova în secolul al XVII-lea, Cazania lui Varlam, alte câteva lucrări semnate de călători străini care au trecut prin orașul nostru, precum și câteva volume legate de viața academică ieșană din secolele trecute. Expoziția Orașul Iași, istorie și legendă cuprinde atât cărți cu o valoare istorică inestimabilă, cât și o colecție de fotografii alb-negru ce ilustrează străzi, oameni și clădiri din alte vremuri. Imagini ale Iașului altor timpuri, a Iașului medieval mai degrabă, deși imaginile sunt din secolul XIX, și cu cărți unde se spun povești tot despre Iași. Una dintre cărți spune o poveste despre cultura română mai degrabă, Cazania lui Varlam. E interesant pentru cei care cunosc istoria veacurilor trecute, dar și pentru cei care o cunosc mai puțin, pentru că pot intra în contact cu ea. Avem aici relatări de călători străini despre Moldova secolului al XVIII-lea, avem aici imagini despre clădiri vechi. Expoziția aceasta ne spune ceva și despre modernitate, cum s-a născut ea, printre colibe, cu cărți și cu clădiri tot mai mari, tot mai frumoase și în stil clasic și apoi într-un stil mai baroc. Zilele Bibliotecii Universitare Centrale Mihai Eminescu din Iași vor continua în perioada 8-11 noiembrie cu o serie de evenimente, printre care prezentări ale unor apariții editoriale recente, conferința Știință și Cultură a academicianului Bogdan Simionescu și concursul Vânătoarea de Comori Științifice.